pregătirea noastră pentru această sărbătoare este una de tristețe în dialectica ei cu iubirea și cu bucuria faptului că învierea ne-a cuprins și pe noi. Suntem schimbați de acum 2000 de ani, nu suntem aceiași oameni, ci suntem oameni ai luminii, fii ai luminii, fii ai Dumnezeu. Cu siguranță și în bisericile noastre, dacă veți intra, veți găsi încă prezentă lumina învierii lui Hristos. Noi trăim între deja și nu încă. Și știți lucrul acesta mai mult decât, decât cei care vin din alte zone ale lumii acesteia. Pentru că sunt zone ale lumii întunecate în care lumina învierii sau descreștinarea acestei sărbători este mult mai pregnantă. Nu este cazul nostru a românilor. Suntem în vestul țării, dar lumina vine de la răsărit, iar răsăritul este Iisus Hristos. Bineînțeles, ne pregătim cum se cuvine, prin rugăciune, prin post și abstinență, dar după moderația sau după modul în care fiecare reușește să participe la sărbătoria aceasta. În altă preasfinția sa vă poartă în rugăciune, dorește să aveți bucurii sfinte de pline și să fim conștienți, să participăm cu toată ființa noastră la marea sărbătoare a învierii, care peste 3 săptămâni va fi prezentă în sufletele noastre, în casele noastre, în familiile noastre. De unde luați merdenele? De unde luați în general o vorbă bună și de unde puteți să vă pregătiți sufletele pentru momentul învierii? Pentru că, dincolo, spuneam, de cele lumești ale locului ăstuia, e un loc atât de sacru și catedrala asta e parcă la fel de frumoasă ca în decembrie 1989, pe care n-avem voie să-l uităm, pentru că El ni l-a adus pe Dumnezeu, nu numai în suflete, pentru că acolo ne era, și l-a adus pe Dumnezeu și în piața asta atât de frumoasă, fără să ne fie teamă de nimeni. Doamnelor și domnilor, Codruța Măgureanu! Dar pentru dumneavoastră, pentru toți cei care sunteți prezenți și pentru cei care ne urmăresc pe evenimente Primăria TM, mesajul domnului primar de a fi alături de noi la toate aceste etape pe care le parcurgem împreună, pentru ca acest oraș al luminii să redevină ceea ce a fost. Și pentru că așa zicea foarte frumos Florin, faptul că suntem și noi în măsură să serbăm aceste evenimente și, mă rog, lumina din lumină pe care o vom lua împreună, prin manifestări specifice, am plăcerea de a vă invita în fiecare sâmbătă și duminică cu precădere la toate evenimentele specifice sărbătorilor pascale pe care noi vi le propunem. Și dincolo de aceste aspecte, aici, în cadrul târgului, mai precis în Piața Libertății, aveți posibilitatea, ca în premieră, să puteți urmări și probabil chiar și participa în cadrul atelierelor de lucru realizate de meșteșugarii noștri din Timișoara, iar mai târziu, în preajma zilei de 1 aprilie, vor veni și cei din Moldova. Așadar, rămâneți alături de noi, bucurați-vă de tot ceea ce se întâmplă frumos și noi așa, faptul că lucrăm și realizăm acest eveniment și cu sprijinul Mitropoliei Banatului, nu poate decât să ne bucure. Târgul de Paști 2018 este declarat deschis și vă invităm cu drag la programul care va urma în câteva minute cu fanfara Big Band și corul Mitropoliei în Piața Libertății. Mulțumim!